Va fi cu PSD sau va fi cu USR? Decizia va fi luată mâine, pentru că sunt programate două ședințe ale conducerii Partidului Național Liberal. Prima la ora 11, o ședință care teoretic ar fi trebuit să valideze ce vedeți acum pe ecran. O listă a miniștrilor care vor face parte din cabinetul Nicolae Ciucă. Doar că sunt mai multe lucruri de lămurit. Ba chiar ne spunea mai devreme vicepreședintele PNL, Gheorghe Falcă, ar fi de lămurit dacă nu cumva în urma refuzurilor pe care le-a tot primit Nicolae Ciucă ar trebui să existe o reorientare, să o luăm către o altă direcție, spunea Gheorghe Falcă mai devreme. Despre ce refuzuri este vorba, știți. Partidul Social Democrat și USR nu sunt de acord cu varianta guvernului minoritar. Niciunul dintre cele două nu ar fi dispus să susțină un guvern minoritar. A fost explorată și varianta unui guvern cu miniștri tehnocrați, nici aici lucrurile nu s-au legat. De data asta, Partidul Național Liberal nu a fost de acord cu propunerea făcută de PSD. Și atunci, care ar fi soluția? Despre asta vom vorbi și în minutele următoare cu invitații noștri. Este vorba despre Robert Kiș, jurnalist Digi24.ro. Bună seara! Bună seara! Antonio Momoc este profesor de comunicare politică. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Și Cristian Pârvulescu, politolog. Bună seara, domnule profesor! La Bruxelles, nu? Bună seara! La Bruxelles! La Bruxelles! Suntem foarte curioși cum se vede de la Bruxelles ce se întâmplă. Durerile facerii guvernului Ciucă. Dar înainte, o chestiune interesantă. Știți că se tot codește să se vaccineze primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Ultima oră când a fost întrebat la ProTV, Nicușor Dan a spus că a trecut prin boală și că ar avea de făcut niște analize înainte să se vaccineze. Iată declarația. Vreau să vă întreb direct dacă dumneavoastră v-ați vaccinat până acum. Până în momentul ăsta nu, am intenția să o fac. După cum știți, am avut coronavirus. După coronavirus trebuie să fac niște analize și după aceea mă voi vaccina. Dar pentru că au fost discuții, dumneavoastră ce părere aveți? Lumea trebuie să se vaccineze? Sunteți o persoană care susține că trebuie să ne vaccinăm? Există o opinie științifică care e absolut certă, care spune că vaccinul reduce substanțial riscul de îmbolnăvire grav. Da? Deci asta este indiscutabil și atunci pentru tine și pentru semenii tăi trebuie să faci asta. Mm-hmm. Și când vă vaccinați? Imediat după ce fac acele analize. Doctorul Vasi Rădulescu este printre doctorii care și-au pus la dispoziție pagina de Facebook pentru a le răspunde oamenilor la curiozitățile, întrebările pe care le au în legătură cu vaccinul. Cât de sigur este, cum trebuie făcut și așa mai departe. Și și-a găsit timp doctorul Vasi Rădulescu să-i transmită un mesaj și lui Nicușor Dan. Nu e nevoie de nicio analiză. Haideți să vedem postarea lui Vasi Rădulescu. O să apară pe ecran imediat. Domnule Nicușor Dan, vă cer un pic ajutorul. Mi-am sacrificat de o săptămână orice fărâmă de timp liber pentru a răspunde oamenilor care au nelămuriri sau frici despre vaccinare. Am răspuns la peste 12.000 de mesaje. Ar conta enorm exemplul dumneavoastră pentru bucureșteni, pentru că nu v-ați vaccinat încă. Ați declarat că ați avut boala și vreți să faceți nu știu ce analize. Vă spun din capul locului că nu e nevoie să dozați anticorpii, iar studii solide arată că dacă vă vaccinați acum, veți avea o imunitate excelentă. Așadar, repet, nu e nevoie de analize, iar trecerea prin boală plus vaccin egal imunitate grozavă. Cum e, domnule profesor Pârvulescu? Exact așa cum spune domnul doctor. Imunitatea ar fi grozavă dacă primarul ar accepta să se imunizeze. Nu este pentru prima dată când se fofilează, nu dă răspunsuri clare. Nu vrea să apară ca fiind antivaccinist, dar refuză categoric să se vaccineze. Și deja au trecut cu siguranță mai mult de 6 luni de când a fost bolnav, deci există toate motivele să se vaccineze. În plus, este politician, are o responsabilitate imensă și ar trebui să dea un exemplu. Probabil că până la urmă o va face, sper că o va face, dar deja faptul că a întârziat n-a făcut decât să alimenteze suspiciunea multora în legătură cu vaccinul. Poate Nicușor Dan o știe ceva ce ceilalți nu știu. În realitate, Nicușor Dan se teme să se vaccineze și folosește argumente absolut aberante de tipul celui că nu a avut timp pentru că a lucrat de dimineață până seara, în condițiile în care știm foarte bine că nu era niciun fel de coadă în urmă cu 2 săptămâni la vaccinare.
responsabilitate, despre responsabilitatea politicianului atunci când suntem într-o țară, coada Europei, la vaccinare, oamenii sunt temători, e un pic spus temători. Oamenii sunt, vehiculează tot felul de informații pe care le-au obținut temir de pe unde, care îi opresc pur și simplu să se vaccineze, și campania asta de dezinformare a funcționat în România mai dihai ca în orice altă parte, și politicianul are o responsabilitate. Ce responsabilitate are? Aceea de a da un exemplu, de a-și asuma acel exemplu. Dumneavoastră spunea, suntem într-un moment dramatic, deci orice politician ar trebui să prezinte în mod clar certificatul de vaccinare pentru a spulbera toate îndoielile. Pe de altă parte, ați văzut, există un sat din Ialomița în care primarul a vizitat locuință cu locuință și a convins gospodar cu gospodar, persoană cu persoană să se vaccineze, se vorbește de o rată de vaccinare de aproape 80% și niciun caz de COVID. Deci există politicieni și politicieni. Iată un primar care a știut ce are de făcut și în acea localitate lucrurile au mers bine, contrar a ceea ce se întâmplă în România. Dovadă că se poate. Și apropo, a scăzut ritmul vaccinării astăzi în raport cu ultimele două zile. Deci avem nevoie de exemple pentru a incita în continuare oamenii să meargă. Este efectul votului de ieri din Senat, cu siguranță. Mulți nu se mai tem de pasul sanitar, dar trebuie să repetăm într-una, pasul sanitar nu este un element de restricție, ar trebui să fie din contră un element de deschidere. În România lucrurile sunt anapoda, pentru că politicienii au așteptat cu cinism până în ceasul al 12-lea pentru a lua măsuri care trebuiau luate acum 4 luni. Într-un crescendo în ultimele zile, în ultimele săptămâni, ajunsesem la 115.000 vaccinați într-o zi cu prima doză, astăzi 99.000. A căzut sub 100.000. Exact cum spuneți, cel mai probabil e vorba despre efectul votului de ieri din Senat. Poate la Cameră lucrurile se rezolvă. Adică, așa cum ni se promite, la cameră să treacă obligativitatea certificatului verde la serviciu și la stat și la privat. Și veți vedea că dacă se va întâmpla acest lucru, eu mă întreb, de exemplu, cum va intra Nicușor Dan în primărie. N-are cum. Pentru că se vaccinează odată, se testează odată la două zile. Se vaccineze sau se testeze la două zile. La fel nu înțeleg, sau nu știu, poate are o hârtie, o declarație pe proprie răspundere atunci când merge seara și... Că am văzut că mai are astfel de acțiuni, să vadă cum se desfășoară anumite lucrări în capitală. Știm foarte bine, după ora 22 e carantină de noapte. Pot circula doar cei vaccinați și cei trecuți prin boală. Acum, dacă au trecut 180 de zile de la momentul în care are un test COVID pozitiv Nicușor Dan, nu se mai încadrează nici la această categorie a celor trecuți prin boală. Și are nevoie de declarații pe proprie răspundere, probabil cea referitoare la activități care țin de serviciu. Neîncrederea oamenilor, de fapt, vine și din faptul că pentru mulți s-a creat impresia că, de fapt, sunt reguli care se aplică, de fapt, nu în oraș și altora nu. De exemplu, cetățenii se întreabă de ce pot să merg doar cu certificat la mall, dar de ce nu sunt întrebați și politicienii când vin la serviciu, nu neapărat la primărie, dar la parlament, în legătură cu ei, de ce nu sunt întrebați dacă au sau nu au certificat de vaccinare. Și mai este o problemă. Dacă ne uităm la sondajele de opinie de la începutul acestui an, toate arătau o disponibilitate foarte ridicată a oamenilor, a românilor în legătură cu vaccinarea. Undeva la peste 50% arătau mai multe sondaje, 55%, 60% arătau că au în intenție să se vaccineze. Între timp însă au fost mai multe bâlbe, s-au spus mai multe lucruri, au apărut și alte sondaje care au arătat că și această comunicare proastă și exemplul, modelul acesta de politician care bâșbâie, care acum spune una, după aceea face alta și în legătură cu campania de vaccinare, i-a făcut pe foarte mulți să se răzgândească. Chiar acum câteva zile, cred că o zi, două în urmă, l-am auzit pe domnul colonel Gheorghiță, că spunea că doza booster ar trebui să se facă la jumătate, nu între... În cazul vaccinului Moderna. În cazul vaccinului Moderna ar trebui la jumătate. Lucrul acesta induce în opinia publică tot felul de semne de întrebare și probabil că și Nicușor Dan este și el indus în Happy această... Happy e la prima doză. Trebuie să o facă pe prima până ajunge la booster. Mai are cale lungă, poate da. Dacă va face prima doză, da. Dacă o va face pe prima. Pe prim. Mai e ceva, domnule profesor. Sigur, oamenii își amintesc, probabil erau conectați la felul în care a început această campanie de vaccinare și cum ea s-a
dilatat și aproape a dispărut pe parcursul verii, când toată lumea a avut cu totul alte priorități. Da, și totul a început de la acel 15 mai, când s-au ridicat într-un mod intempestiv restricțiile, fără să fie cazul. Vă dau un exemplu, pentru că vorbeam despre Bruxelles. În Belgia s-au ridicat restricțiile vineri și s-au reintrodus. Vorbim de 13 decese pe zi în Belgia, dar pe de altă parte crește numărul de infectări, este toamnă, știm că toamna asta se întâmplă în mod normal și atunci comitetul științific care coordonează totul, iar guvernul acceptă fără niciun fel de discuție ceea ce îi se oferă, a decis acest lucru. Politicienii naționaliști din Flandra n-au vrut să accepte și au negociat în forță, dar în final argumentele au fost cât se poate declare. Vorbim despre o rată de infectare semnificativ mai mică decât în România, iar în legătură cu decesele v-am vorbit deja. E vorba despre responsabilitate politică, pentru că nu aper economia îmbolnăvind oamenii, aper economia ținând oamenii sănătoși și folosind niște argumente, de exemplu certificatele verzi, care da, trebuie să treacă neapărat prin Parlament, pentru că altfel riscăm să fim într-o situație de ilegalitate. A spus-o la dumneavoastră asta, la Șciobo, astăzi la Digi, și cred că era evident pentru toată lumea că asta este drumul. Și atunci PSD-ul responsabil. De ce o fi votat în Senat împotriva acestei legi? Tot Ceaba Salor spune că nu conține discriminare și că există situații speciale în care, prin lege, cum spuneți, se poate introduce o astfel de măsură menită absolut să păstreze sănătatea publică. În felul ăsta, distrugând argumentul forte al PSD-știlor, pentru că și doctorul Cercel, care e senator, și doctorul Rafila, care e deputat, au folosit același argument că e prost scris proiectul ăsta și că e discriminatoriu. Da, este discriminatoriu. Eu am să vă spun ce poate fi înțeles ca discriminatoriu. Introducerea foarte târzie a acestui certificat și faptul că cei care trebuie să se vaccineze au la dispoziție un timp foarte scurt. Asta poate fi considerat o discriminare, dar din punct de vedere constituțional este perfect. Legislația europeană, v-am mai spus-o în emisiune, permite vaccinarea. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că nu este nicio încălcare a drepturilor omului. Problema este existența unei legi care să stabilească clar criteriile. Pe de altă parte, să fim realiști, a existat posibilitatea vaccinării și cred că orice om rațional era conștient că se va ajunge aici. Alte state au introdus sau introduc în momentul de față certificatul verde pentru o perioadă determinată de timp, pentru că nu există altă soluție pentru a proteja sănătatea publică, care este un bun esențial. Libertatea este importantă, dar libertatea de a trăi este cea mai importantă. Acum, negocieri pentru formarea guvernului Ciucă. În seara asta, întâlnire Klaus Iohannis, Florin Câțu, Nicolae Ciucă și mai mulți reprezentanți ai conducerii Partidului Național Liberal. Despre ce vorbesc cu oamenii ăștia acolo? Despre variantele pe care le au. Variantele nu sunt foarte multe. Pe de o parte, varianta guvernului minoritar pare că nu are nicio șansă. Deja atât PSD cât și USR le-au transmis direct liberalilor că nu vor susține un guvern minoritar PNL-UDMR. Motiv pentru care trebuie găsită o soluție. Și sunt doar două soluții. Guvern cu USR sau guvern cu PSD. Problema mare în acest moment pentru Klaus Iohannis, pentru Nicolae Ciucă, este timpul. Nu mai are foarte mult timp la dispoziție premierul desemnat pentru a depune lista de miniștri și programul de guvernare. Poate să facă asta până sâmbătă, cel târziu. Și mi-e greu să cred că, indiferent de deciziile care se vor lua astăzi la Cotroceni, indiferent de decizia pe care o va lua mâine partidul, pentru că mâine dimineață la ora 11 conducerea liberală se reunește pentru a decide dacă flexibilizează sau nu mandatul, că am tot auzit despre flexibilizare, însă în cele două zile care au mai rămas, mâine și sâmbătă, îmi este greu să cred că vor găsi o soluție de negociere astfel încât unul dintre cele două partide, fie PSD, fie USR, să intre la guvernare, să negocieze portofolii, să negocieze puncte din programul de guvernare. Cel mai probabil, acum rămâne de văzut care vor fi concluziile ședinței, cel mai probabil ne îndreptăm către depunerea unei liste cu un guvern minoritar în Parlament.
Iar mai apoi, până la momentul votului sau până săptămâna viitoare, se pot întâmpla alte lucruri, de la retragere, poate, pentru a permite alte negocieri ulterioare, până la negocieri care să se întindă pe o perioadă mai lungă de timp, pentru ca mai apoi să vadă ce decizie vor lua. Spunea Marcel Ciolacu astăzi dimineață că românii nu mai au răbdare și că trebuie un guvern. Trebuie luată o decizie. Însă această decizie, cel puțin la Partidul Social Democrat, nu pare una de a susține un guvern minoritar, nici măcar una de a susține un guvern din care să facă parte câțiva tehnocrați, specialiști. Cei din PSD cer fie un guvern doar de tehnocrați, de specialiști pentru o perioadă limitată de timp, fie o intrare la guvernare asumată și negociată, nu cu ministere precum IMM-uri sau ministere precum cultura. Deci vor ministere grele, o ministere care până la urmă să reprezinte și paritatea care există la nivel parlamentar. PSD are mai mulți parlamentari decât Partidul Național Liberal. Dacă se decide intrarea la guvernare, atunci negocierea trebuie să plece și de la aceste elemente parlamentare care există. Ceva greu de obținut, dacă nu chiar imposibil în două zile, nu? Greu de obținut, dar nu aș exclude niciun fel de variantă, nici măcar varianta în care cel puțin unii din PNL și poate chiar și domnul Câțu pot să joace la Cacealma. Au mai jucat cei din PNL în forță, au mizat întotdeauna pe faptul că celălalt va renunța, au crezut și au jucat și gândit foarte prost în legătură cu USR că vor renunța și că nu vor dărâma guvernul, că vor renunța la Stelian Ion și așa mai departe. Și s-ar putea ca cel puțin unii dintre marii strategi ai PNL să gândească și să creadă și în acest moment că se poate merge în Parlament. L-am auzit și pe Marcel Ciolacu spunând că toate opțiunile sunt posibile, lăsând de înțeles că e posibil să susțină și guvernul minoritar PNL, chiar dacă partidul nu prea e de acord cu asta și și-ar dori mai mult în ipoteza în care intră cumva la guvernare sau în ipoteza în care susține acest guvern, nu l-ar susține, evident, din Parlament, ci mai degrabă în interior, cel puțin asta știm din spațiul public, din discuțiile care ar fi avut loc, deși l-am auzit mai devreme pe domnul Dâncu negând că ar fi avut loc asemenea discuții. Dar e clar că discuția a fost, numai că ni se spune despre ea că a fost una informală, fără niciun fel de angajament. Și că nu s-a discutat ministere și că nu s-ar fi împărțit nimic acolo. Ce s-a acolo discutat, nu știm. Nu știm și nici n-au vrut să ne spună. Ce vor să precizeze de fiecare dată e că discuția aia nu s-a soldat cu nimic scris și că nu a fost niciun angajament. A fost doar ce vreau să statonare spun este că e posibil ca unii care din ar fi PNL, Cacealmau aici. Păi, Cacealmau că până fi acum pare că a fost acest pariu un orb pentru un guvern minoritar. N-a ieșit. Și tocmai că Cacealmau ar fi că vor merge în forță în Parlament și că acolo cei de la PNL, cei de la USR, nu știm în legătură cu AUR, dar cel puțin aceste două partide și în special PSD, ar susține totuși acest guvern minoritar. Nu ar intra nimeni și nu și-ar propune acum să intrăm într-o campanie electorală sau să intrăm într-o zonă alegerilor anticipate și să-i oferim, de fapt, domnului Câțu ceea ce își dorește. Pentru că de asta spun că unii probabil strategii și imaginează asta. Pentru domnul Câțu ar fi, de fapt, o posibilitate foarte bună să rămână în continuare la conducerea guvernului interimar, să organizeze chiar și alegerile anticipate pe care să le adică dumneavoastră spuneți că premierul Câțu rămâne la Palatul Victoria timp în care se tot organizează negocieri care nu ies. Asta spuneți? Care nu ies și merge și este gata să-l împingă pe domnul Ciucă să meargă chiar și în Parlament și să ceară cu ceva care oricum n-are șansă să se primească vreun vot sau, mă rog, altele decât bine, ale PNL-ului. Bineînțeles, armizează și pe temerea sau ezitarea unora din PNL sau USR în legătură cu alegerile anticipate. Deci retorica o știm și aici, și PSD și USR spun că vor alegeri anticipate. Lucrurile sunt împărțite, domnule profesor Pârvulescu, pentru că aș pune așa capetele intervalului. Deoparte, aseară, Florin Roman aici la Digi24 spunea că să nu vorbim despre șanse decât până în ziua votului, pentru că în ziua votului trebuie numărate bilele. Da. Ne lăsa să înțelegem în felul acesta că e posibil să negocieze la bucată cu parlamentari care să susțină guvernul Ciucă. Nu știu dacă e posibil. Nu dacă puțin. Luăm în calcul și parlamentarii care deja au plecat din grupul PNL cu Ludovic Orban și cu siguranță nu vor vota guvernul. E interesant dacă se poate lucrul acesta. Celălalt capăt al intervalului, în seara asta, Gheorghe Falcă ne spune
E clar că nu merge pe variantele pe care am mers până acum, e cazul să ne uităm și în alte direcții. Cum vedeți? Eu cred că PNL a sperat în intervenția unui magician. Magicianul din jabânul său ar fi trebuit să scoată o majoritate pentru guvern și nu s-a întâmplat să fie. Pentru că politica și magia funcționează doar din când în când. Poți să vrăjești publicul, dar nu poți să vrăjești politicienii profesioniști decât foarte rău. Rar. E asta s-a întâmplat. PSD-ul nu se lasă convins. Se speră în continuare că mâine PSD-ul va fi convins în urma unor discuții care vor avea loc. Convins pe ce, domnule profesor? Să susțină un guvern minoritar. Un guvern minoritar. PNL nu va renunța la guvernul minoritar în varianta actuală, nu mai are timp. Și în momentul în care va fi ora 24 sâmbătă, va trebui să existe o listă la Parlament sau domnul Ciucă a eșuat. Acea listă va fi o listă minoritară, nu mai poate să fie altceva. Nu au fost negocieri pentru altceva. Important este, pentru că după aceea totul se derulează conform regulamentului, important este ca după aceea să existe un vot și se speră în continuare în existența unui vot. Acum, dacă PSD-ul își face calculul că va putea răsturna prin moțiune de cenzură acest guvern, s-ar putea să se înșele. Pentru că potențialul de negociere maximă îl are acum. Ulterior va trebui să se alieze cu USR-ul. Această aliere cu USR-ul este imposibilă. Ambele partide nu par dispuse să încheie vreo alianță. Faptul că USR a votat moțiunea de cenzură a PSD s-a datorat contextului și nu știu dacă contextul se va repeta. Pe asta se mizează în realitate. Sigur că există presiuni din interiorul PSD, sunt foarte mulți tenori și baroni locali care nu vor să susțină un guvern minoritar PNL, care vor să câștige maximul din aceasta, inclusiv potențial de guvernare. Și în final, domnul Ciolacu va trebui să decidă împreună cu partenerii săi din conducerea partidului și asta se va întâmpla în acest weekend. La începutul săptămânii viitoare vom avea un vot. Între timp, USR a pus clar condițiile și știm că nu va vota decât dacă va exista o negociere serioasă de câteva săptămâni pe care domnul Ciucă nu și-o poate permite. Există vreo formulă prin care Nicolae Ciucă să câștige timp? Nu. Nu mai există niciun fel de formulă. Nicolae Ciucă și-a irosit timpul, mai are 2 zile. În aceste 2 zile nu mai poate face nimic. Dar problema nu este domnul Ciucă, ci cel care l-a numit pe domnul Ciucă, care a insistat ca domnul Ciucă să fie susținut de PNL, și anume președintele Iohannis. Președintele Iohannis va folosi toate pârghiile pe care le are pentru ca acest guvern să treacă prin Parlament. Este șansa sa să își mențină controlul asupra partidului, să recupereze partidul dacă vreți. Altfel, domnul președinte Iohannis va fi din ce în ce mai izolat la Cotroceni și în câteva luni sau în câțiva ani va deveni absolut nesemnificativ în ceea ce privește politica. Cum să fac asta? Cum să fac asta președintele, domnule profesor? Președintele are pârghiile sale. Discută, negociază cu partidele politice, atât formal în consultări, cât și informal. Și mă aștept să folosească toate argumentele pe care le are pentru a obține sprijinul din partea PSD, pentru că din partea USR nu se mai poate. USR a pus condițiile clare, USR transmite toate informațiile pe care le obține. Sigur că există negocieri, dar domnul Câțu astăzi spunea ca USR să acorde un vot de încredere guvernului minoritar, urmând ca peste 6-8 luni de zile să se negocieze, să participe la guvernare. Probabil că în continuare useriștii sunt considerați mai naivi decât să. Care-i starea de spirit la PNL, Robert Kiș? Care sunt, cum văd ieșirea din povestea asta? Nu știe nimeni cum se va ieși din această criză politică. În schimb, mulți dintre ei au răspunsul că săptămâna viitoare acest guvern va trece. Adică la întrebarea, bun, și ce se întâmplă cu guvernul Ciucă, trece. Deci la PNL... Există cumva un optimism, dar am mai văzut acest optimism la PNL, am văzut acest optimism inclusiv în legătură cu desemnarea lui Florin Câțu. Când întrebai la PNL, bun, dar ce se întâmplă? Toți spun că nu-l vor accepta pe Florin Câțu. Veți renunța la varianta Florin Câțu? Nu renunțăm la varianta Florin Câțu, sigur, sigur. S-a renunțat la varianta Florin Câțu. La fel poate și acum cu acest optimism în legătură cu votul pentru guvernul Ciucă. Probabil și liberalii se așteaptă la
O mișcare spectaculoasă a președintelui Klaus Iohannis. I-am văzut astăzi. Liberalii astăzi, practic, au încremenit. L-au așteptat pe președinte. Președintele, fiind plecat într-o vizită de stat în Egipt, astăzi s-a întors. Până la momentul întoarcerii președintelui, nu au avut prea multe concluzii. S-au tot întâlnit pe la sediu să discute mai nimic. Să discute niște nume de miniștri într-un viitor guvern minoritar PNL-UDMR, nume care deja erau discutate de câteva zile. Nu au făcut prea mari pași în această criză politică astăzi. Și l-au așteptat pe Klaus Iohannis, drept dovadă, iată, la această oră, întâlnirea dintre președinte și conducerea restrânsă a Partidului Național Liberal. Vom vedea ce soluție va avea președintele și dacă de la Palatul Cotroceni va veni lumina. Va veni soluția. Da, nu s-ar putea ca optimismul acesta să existe și în rândul liderilor actuali PNL, echipa câștigătoare, nu? Probabil că au acest optimism câștigătorii Congresului PNL. Președintele însuși s-ar putea să fie și el foarte optimist în legătură cu această susținere și poate și domnul Ciolacu să fie la fel de optimist. Și să ne trezim în legătură cu susținerea guvernului. Doar că domnul Ciolacu are o problemă destul de mare și problema domnului Ciolacu e partidul. Păi asta de spun, ce la acest optimism Ciolacu, naiv mă refer și eu. Tocmai la acest optimism... Poate nu fi de acord. Și exact la asta mă refer, că acest optimism este unul nesusținut de toate părțile și e posibil orice, inclusiv să pice acest guvern... Pe mâna PNL. Pe mâna PNL, bineînțeles. Adică să fie talonat Nicolae Ciucă de propriul partid. Și, bineînțeles, de PSD, pentru că se pot promite foarte multe lucruri, dar câtă vreme ei nu sunt în interiorul guvernului, acolo baronii locali, cei care îl constrâng într-un fel sau altul pe Marcel Ciolacu și nu sunt neapărat încolonați și ordonați în spatele lui, pentru că domnul Ciolacu nu prea inspiră așa că ar fi un lider maxim în partid și că nu ar exista și alte voci și alte centre. Adică problema lui Nicolae Ciucă este și problema lui Marcel Ciolacu, fiecare cu partidul lui. Avem informații noi, tocmai le-am primit, nu se renunță la guvern minoritar, se discută în legătură cu lista de miniștri. Deci se merge vor pe merge asta. Cu varianta unui guvern minoritar, care probabil nu va trece. E important, e relevant să ne uităm la numele miniștrilor, e relevant pentru ce? Eu cred CV-ul că... lor. Da, pentru CV-ul lor, că au fost ministru nominalizați, că au fost propuși, ministru desemnat, da? Da. Și e important, dintr-un anumit punct de vedere, și aici din nou ne întoarcem la Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat a spus în repetate rânduri, și pe surse și oficial, că nu vor vota și că nu pot vota asta în motivarea că nu votează guvernul minoritar. Au spus în repetate rânduri că nu vor vota un guvern electoral, din care foarte greu vor să explice. Face parte miniștrii pe care i-au demis prin moțiune de cenzură. Și dădeau și exemple. Și electoratului le va fi foarte greu să explice această susținere. Vor trebui să vină ori cu varianta că susțin tehnocrați, ori că interesul național, ori că pandemia. Adică trebuie să vină cu ceva foarte puternic în ochii propriilor susținători, pentru că alianța aceasta cu PNR la acest moment nu e favorabilă. Nu că pe cei de la PNL ar favoriza mai mult, pentru că și acolo e clar că se frânge foarte mult din electoratul PNL. Nu mă refer aici la membrii de partid și nu mă refer la primari și șefii de consilii județene, care vor rămâne în continuare în PNL, cel puțin unii dintre ei, că înțeleg că cei din Parlament au cam început să plece, dar cu siguranță și acolo se va suferi foarte mult în interiorul PNL. Informațiile noastre, încă o dată, știți, sunt declarații publice făcute de Dacian Cioloș și de Marcel Ciolacu. Niciunul dintre cele două partide nu e dispus să susțină un guvern minoritar. Informația pe care tocmai am primit-o este că strategia celor de la PNL rămâne guvernul minoritar. Asta este foaia de parcurs pentru Nicolae Ciucă, domnule profesor Pârvulescu. Cum vi se pare? Cum vă explicam și altă dată, nu este ceva neobișnuit să ai ceea ce se numește în știința politică un guvern eficient. Există calcule. Guvernul eficient este un guvern minoritar, format din minimum de partide politice care pot participa, sprijinit de opoziție, condiționat, din calcule diferite. Calculul PSD-ului este acela că acest guvern
va avea atât de multe probleme încât se va compromite, eroda și va beneficia din plin și atunci îl sprijină, iar pe legi importante care țin de interesul național acordă votul fără niciun fel de problemă, urmând ca în rest să fie un partid de opoziție. Calculul PNL-ului este unul cât se poate de simplu. Vine PNRR-ul, vor fi bani și acești bani vor permite relansarea economiei cu succese care vor face uitată această criză. Vor face ca această traumă să fie depășită. Pentru că nu e doar o criză guvernamentală. Este această criză sanitară care va lăsa urme clare. Vorbim de ciuma lui Caragea și acum vă dați seama că se va vorbi și despre pandemia lui Iohannis, care va lăsa urme. Nu știu dacă oamenii vor uita ușor, dar asta este calculul pe care și-l fac și se poate ca acest calcul să ducă la un vot în favoarea unui guvern minoritar Ciucă. Pe de altă parte, de ce Ciucă? Pentru că este general, este un transfer de autoritate dinspre armată, o instituție generală în retragere, membru PNL, dar totuși fost militar. Deci prestigiul armatei se mută pe deținătorul funcției de prim-ministru, care nu va fi totuși scăpat de sub control nici de partid total, nici de președinte. Sunt tot felul de calcule care s-au făcut, dar ele nu țin cont de imprevizibil. Iar în politică există un spațiu pentru imprevizibil. Și nu știu în ce măsură, la începutul săptămânii viitoare, acest imprevizibil nu va juca împotriva celor care au calculat că acest guvern va trece. Dar ipoteza că va trece nu trebuie să fie scoasă din calcul. Există posibilitatea să treacă, deși rațional discutând, posibilitatea să pice mai mare. Este posibilitatea să treacă, spuneți. Există și această posibilitate, am înțeles. Ok, un minuțel mai avem și vreau părerea tuturor. Ok, dacă pică guvernul Nicolae Ciucă, ce se întâmplă? Mai departe, ce se va întâmpla? Deja două propuneri de premier de semnat care au fost respinse prin votul Parlamentului. Deja se întrunesc condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului. Președintele poate, din nou subliniem, poate dizolva Parlamentul, tot potrivit Constituției, în termen de cel mult 3 luni de la dizolvarea Parlamentului, trebuie organizate alegeri anticipate. Dar sunt mai multe necunoscute, pentru că am tot auzit variante înainte de primele desemnări, de prima desemnare, de a doua desemnare, au tot fost tot felul de variante, cum că președintele are și opțiunea să forțeze Constituția și să încerce și o a treia desemnare, de exemplu. Dar deja intrăm pe acest teren al speculațiilor. Un lucru este cert. Domnul Câțu rămâne premier interimar, va continua să conducă România. Când vorbea domnul Părvulescu mai devreme la cât de eficiente cu partid unic în fruntea țării, chiar la acest guvern mă gândeam, chiar dacă dumnealui se referea la un guvern eventual care să treacă săptămâna viitoare și să conducă minoritar. Nu, dar domnul Câțu, oricum ar fi, rămâne premier. Un lucru acesta este sigur. Domnule profesor, dacă va pica guvernul Ciucă, ce se întâmplă? Dacă va pica guvernul Ciucă, probabil președintele nu va convoca alegeri anticipate, oricum nu se întrunește criteriul de 60 de zile prevăzut de Constituție. Vor urma consultări. Președintele este obligat de decizia Curții Constituționale 85 de anul trecut să facă toate eforturile pentru a construi o majoritate parlamentară și probabil a treia oară va reuși să constituie o majoritate parlamentară. Poate că atunci PSD-ul se va duce cu o propunere de prim-ministru. Dar până atunci urmează votul din Parlament. Să-l așteptăm și după aceea putem să facem iarăși scenarii. Vă mulțumesc mult, domnilor, că ați fost cu noi în seara asta. Pauză și când ne întoarcem vorbim despre o poveste.